Salut abonații și urmăritorii canalului meu de YouTube! Haideți să vedem ce comentarii ați mai lăsat și să vă răspund la, dacă pot, la întrebările voastre, la comenturile voastre și dacă este cazul să ascundem utilizatori care lasă comenturi pe lângă subiect și de așa, da? Salut, Luciane! La curăța, așa, la acest clip, ok, părerea mea, cel puțin eu așa îl curăț pe al meu. Desfac tot, din el, inclusiv sursa, rămâne carcasa goală, acum depinde de fiecare. Da, acela e o curățare, dar e și o dezasamblare și după trebuie reasamblat complet. Acum eu înțeleg, fiecare facem, dar nu e jos placa de bază. Nu, e mult, foarte mult de lucru așa și plus că la acest calculator a fost chestia doar de schimbat pasta termoconductoare la procesor, la placa video. Restul a fost un bonus, că nu-mi place să arate PC-ul cum arăta și din, nu știu, nu prea filmează ok telefonul meu, adică în foarte detaliu, era un praf subțire care foarte greu se dădea jos de pe cabluri și de pe carcasă. Dar am reușit cât de cât să îl și curăț, să no, cable management, totul este făcut de el. Coolerul era mai bine scos cu carcasa culcată. Coolerul se poate monta și vertical. Așa erau puse acele prinzătoare, nu știu cum să le spun la alea, pe socket. Așa erau puse. Acum nu era problemă, ați văzut, 29-30 de grade, deci la măgăua aia de ventilator, de cooler, nu era cam irelevant. Da, era mai bine că și eu am încercat, dar trebuia să-l desfac, nu știu, și nu știu dacă puteam, că m-am uitat pe acolo un pic și din cauza siguranțelor, pieselor de acolo, nu cred că puteam să-l instalez invers sau nu sigur acum, da? Dar dacă a fost așa, nu e o problemă. Nu e o problemă că oricum o brăcea procesorul acela mai mult decât trebuia. N-ați văzut ce mare, ce ventilator mare. Da, e ok. Bogdan, încearcă să vezi dacă butează HDD, s-ar putea să fie nimic pe SSD și eu, părerea mea, ai dreptate. Eu știam că nu este nimic pe SSD, pentru că am spus că va instala el sistemul de operare. Și nu era nimic pe SSD. Aspiratorul face tot, am sărit 2 metri din pat, să-l dau mai încet, în rest frumos video. Mersi, Lucian. Da. Dacă îți dai seama când l-am pornit și stai că l-am oprit, am pus pe pauză vreo 5-10 minute până am scos tot praful de acolo. Da. Dar știu, nu e un sunet frumos, dar încerc să nu mai dau drumul la aspirator când filmez, că am văzut și eu că se aude foarte urât. Sau măcar pe partea aia să editez și să pun ceva muzică, nu știu, sau să scot sunetul. Încearcă să scot SSD fără afară și să instalez pe alt PC. După care îl pui la loc. Deci încearcă să scot SSD fără afară și să instalezi pe alt PC. Dar de ce să instalezi pe alt PC? După care îl pui la loc. Mi se bagă în alt PC și să-l pun, după care îl pun la loc. Nu. În schimb cu BIOS-ul, îi trebuie o resetare. Eu așa fac, îl scot PC din priză și îl pornesc cu el
cos ca să îl descar de toată tensiunea, după care îl scot bateria de la bio și în locul ei bag o șurubelniță în scurt ca să îi descar tensiunea. Foarte bine că știi această, și această variantă. Nu știu, nu o știu mulți cu șurubelnița. Chiar acum am făcut la PC-ul meu pentru că am testat o placă video și după ce am scos placa video nu mai pornea calculatorul și o trebuie să resetez BIOS-ul așa cum, exact cum ai spus tu, că nu prin doar scoaterea bateriei nu mers, ci doar așa cu un scurt pe pinurile de BIOS. Da, e foarte bine că știi și această metodă. După care pun bateria la loc. În caz că nici așa nu merge, trebuie demontat chipul de BIOS, placa rescrisă, toate cele bune. Bateria, dacă te uitai la tot clipul, ai văzut, am pus baterie nouă și acel vechi l-am măsurat, am măsurat și ăsta nou, pentru că mi-a adus baterie de BIOS, că nu-l ținea. Și am schimbat bateria de BIOS. Deci BIOS-ul a fost resetat. Și dacă scoți bateria de BIOS, asta nu înseamnă că dacă a fost făcut update, se resetează din fabricația, din fabricație BIOS-ul, pentru că aia rămâne scris parcă în CMOS. Deci nu se restart. Așa știu eu la unele modele, cel puțin la unele plăci de bază, ca să nu greșesc. Nu se resetează, deci BIOS-ul rămâne, dacă s-a actualizat, rămâne acel BIOS actualizat pe CMOS. Da, dar nu văd sensul aici de ce, că pentru că n-a butat, pentru că v-am întrebat acolo în descriere ce credeți că a avut și v-am scris că o problemă simplă, deci pur și simplu nu a avut nimic pe SSD, atunci l-a instalat, avea un Samsung parcă și nu a avut nimic pe el. Și îți dai seama, automat mă trimitea în BIOS. Deci, da, dacă nu mergea BIOS, era blocat, dar BIOS-ul funcționa, n-ați văzut în clip. Deci BIOS-ul funcționa, era ok, doar că nu buta, că n-avea ce să buteze. Și atunci mă arunca automat în BIOS, așa e modelul ăsta de BIOS. Întrebare întrebătoare, Radu, de ce ai vrea 32 de giga de RAM când tu ai un GTX 1050 de 2 giga, dacă nu mă înșel, cable managementul este perfect, ce să zic, carcasa e azi de azi. Oamenii, v-am spus, oamenii se descurcă cum pot, credeți-mă, deci oamenii se descurcă cum pot, cu carcasa aia, cu... No. Nu eu l-am asamblat, nu eu am făcut cable managementul, eu atât a trebuit să fac, să schimb bateria de BIOS, să reinstalez 32 de, încă 16 GB de RAM, avea 16 și încă 16, că de ce l-a cumpărat și eu ce puteam să-i spun, mă, să nu-l bag, că n-are sens să-l bag, bă, îl conectez, asta e, acum ce puteam să fac? Nu? Așa a gândit omul, era cumpărat, îl conectez, gata. Și să curăți placa video și să schimb și pasta pe procesor, pentru că ați văzut cum arăta. Și, bineînțeles, un pic am curățat pe acolo coolerele, ventilatoarele și pe acolo un pic placa de bază, pentru că așa e frumos, cablurile pe acolo, așa trebuie, da? Și abia, no. Dar vă dați seama că asta e, de-aia vin, merg oamenii în stânga-dreapta să le să-și rezolve problemele și noi de-aia ne ocupăm, care ne mai ocupăm. Pe acest băiat îl cunosc de foarte, foarte mult timp, de câțiva ani, chiar când și-a cumpărat calculatorul. Îl cunosc, că eu nu prea primesc pe oricine acum la mine, pentru că, na, te saturi după un timp. Resetează BIOS-ul de la placa de bază și va porni. Dacă vedeai
clipul ai văzut că s-a resetat și a fost schimbat bateria, dar de aici se vede că mulți dintre voi nu ați urmărit între clipul și doar, cred că, începutul și sfârșitul. Dar e foarte important pentru voi, mai ales începători, pentru că canalul meu de YouTube, v-am spus abonaților mei și urmăritorilor mei, că este dedicat începătorilor și, să spun așa, clase de mijloc în IT. Că experților, ce pot să arăt eu experților? Că ei lucră și mai bine ca mine și fac clipuri mai bune ca mine și n-am ce să vină să-mi spună, mă, nu fă așa, fă așa. Eu n-am ce să le arăt experților. Începătorilor și cei medii, nu clasa de mijloc, cei medii. Și e bine să vedeți tot clipul de la început până la sfârșit, că sunt tot felul de chestii și poate aveți și voi culori de la, vedeți cum se desface. Bine, eu nu vă recomand să umblați voi, pentru că vedeți ce faceți unii care umblați și hai să facă, uite cum face el. Eu fac pentru că am în spate o experiență de 20 de ani. Eu știu toate componentele în parte, ce și cum. Deci am cunoștințe de bază. Să nu credeți că este așa ușor când vedeți un clip video, un tutorial video și spuneți, mamă, dar ce-o făcut ăla pot să fac și eu. De așa și am avut și prieteni care am mers la ei acasă, mai beam un suc, un vin pe acolo împreună și îi mai curățam laptopul și spuneam, păi, dar ce faci tu, pot să fac și eu. Păi și atunci am spus, da, de acum încolo nu mai mă chema pe mine și fă tu. Păi și ce credeți? Sunt potmolit, păi da, nu știu să fac. Păi da, că sunt lucruri care nu-s doar din șuruburi și dacă nu ești atent, distrugi pe acolo tot. Pentru că trebuie să știi ce, îți dai seama, eu știu deja și cei care avem experiență în spate știu ce trebuie să facă. De-aia vi se pare vouă ușor. Și eu dacă aș merge la un mecanic auto, de exemplu, sau să mă uit cum pune unul o gresie, eu zic, păi și eu pot să fac. Dar când mă apuc, dau greș și mai mult o stric decât să o fac. Pentru că nu e chiar așa ușor, trebuie să cunoști toate componentele în parte. Trebuie să știi toți conectorii, unde se conectează la laptopuri, de exemplu, touchpad-ul, cooler-ul, foarte multe, ăsta, tastatura, foarte, foarte multe, USB-urile și toate porturile alea. Eu astea le știu. Și dacă nu știu, mă documentez, că totuși de bază știu, dar poate nu o găsesc sau ceva. Trebuie să știi cum se deconectează placa video, trebuie să știi să deconectezi sursa de alimentare, bateria, da? Deci nu e chiar așa cum vedeți voi. Pentru că îl ardeți și după aia eu vă arăt așa doar informativ, da? Nu informativ, nu să faceți voi acasă. Informativ și dacă cei care sunteți în domeniu, pentru că și eu mai învăț, da? Mă, nu știu, este un model de laptop și nu știu cum se desface, unul mai nou, de generație mai nouă sau ceva și atunci mă uit și eu pe un clip video, da? Pe un YouTube și mă uit așa rapid, măcar să știu de unde să desfac. Mai are și ruburi ascunse, un alta, dar în rest, na. Iarăși, uite, scoate bateria din bio și fă un scurt la contacte cu o șurubelniță, dacă tot nu butează, verifică SSD-ul dacă e ok. Bateria a fost schimbată, ați văzut, a fost resetat BIOS-ul nu avea nimic și vedeți, de-aia v-am pus această întrebare, să îmi spuneți voi, să vedem dacă chiar știți care ar fi problema. Bineînțeles că multiple probleme ar putea să fie, dar aici pur și simplu n-o butat pentru că nu era niciun sistem de operare pe el, l-o conectat și atât. Și nici anul l-o conectat ok, că eu trebuie să le reconectez, să pun SSD-ul pe SATA 0,
ați văzut DVD writer pe SATA 1 și hard discul pe SATA 2. Așa, în poziția asta, da? Și am făcut eu, pentru că el nu a știut. Sau l-a conectat așa, pe Dumnezeu cu mila. Și asta, vezi, sunt chestii pe care trebuie să le știi. Tu ești vinovat, dai imediat vina pe alții. De ce nu l-ai verificat înainte să-ți bagi mâinile? Ești bun pe setări și caratare. Cărătare, caratare, nu, caratare, nu știu ce înseamnă. Și pe setări îți recunosc că nu sunt așa bun pe setări. Deci aici nu sunt așa și eu sunt vinovat. Dar pe cine am dat vina? La ce clip ai spus chestia asta? La clipul ăsta cu curățarea. Dar ce? Pe cine a pus vina? Am spus că e vinovat cineva? Nu am spus că e vinovat nimeni. Da, sau nu mi-a spus că n-are vin dos pe el, e altă treabă, dar eu nu cred că am dat vina pe cineva. Da? Așa. Trecem mai departe. Ai reușit curățarea, dar nu butează. Operație reușită, pacient mort. Glumesc. Bun. Înainte să-l curățați, avea vreun sistem de operare instalat, vezi, că deja ți-o mers mintea și de-aia ți-am dat inimioară. Vezi, că te-ai prins că nu avea, că ar putea fi chestia aia. Deci doi dintre voi, tu, GG1 și Hobby, și-a cam dat seama care e problema. Care ar fi, că oricum eu nu trebuia să instalez, pentru că nu mi-a cerut să instalez Windows. Deci, mi-a cerut doar așa patru chestii să-i fac. Bateria, RAM-ii și curățarea. Atât. Și Hobby, vezi, Bogdan, ori nu are Windows. Da, vezi? Exact. Exact. S-am dat aici și un like. Da? Deci, două persoane au ghicit până acum cam de unde ar fi venit problema. Hai să mai vedem. Unde-s mănușile? A venit omul să îl ajuți? Nu ai vrut, mă dezabonez. Hopa, la ce? La desfac laptopul Asus. Unde-s mănușile? Păi ia lucrează tu cu mănuși, pentru că am desfăcut sute de calculatoare. Și niciunul n-a pățit nimic și nu trebuie mănuș. Mănuș îl folosesc numai când e jegos laptopul. Când atâta praf e încât trebuie să iau mănuș. În rest, nu prea folosesc mănuș. Stați liniștiți că dacă e deconectat bateria, acum eu nu spun să nu ăsta. Și plus că am chestia aia pe care îl pun pe mână antistatic. Am văzut un clip la băiatul acela care asamblează calculatoare și acolo i-ați scris. De ce nu portă mănuș și de ce nu știu ce, unde ia chestia aia de pe mână antistatic. M-am uitat cum îi zice că... Și v-a spus foarte bine, stați băi copii, că o asamblat 500 de calculatoare și niciunul n-a pățit nimic. Păi exact așa e și la mine. Unde-s mănușile? Ia lucră tu cu... Poți să desfaci cu mănuși, dar cu șurubenița, cu chestiile alea, e greu să lucrezi. Pe o mână mai poți pune mănuși, ați văzut că de multe ori folosesc mănuși. Și că te dezabonez, de ce? Cum te cheamă? Târâ, târâ, Boboriro. După nume, ai putea să te dezabonezi pentru că eu toate clipurile mele pe care le urc, chiar prima pagină mă întreabă, este destinat pentru copii clipul sau nu este destinat pentru copii. Toate clipurile sunt bifate că nu este destinat pentru copii. Eu nu pot să știu cine e în spatele unui monitor, unui telefon. Eu nu pot să știu. Și, na,
E greu și YouTube-ul lui ca să poată opri chestiile astea. Că acum tehnologia e, dai un click și ești online. Toată lumea are, de la 3 ani la 99 de ani, toți au internet și telefon acum. Toți își pot da cu părerea. Bune, rele, aiuria, toți pot să-și dau cu părerea acum. Dacă m-ai întrebat și de mănuș și a venit omul să-l ajut, nu ai vrut. Dar de ce nu am vrut? A venit omul, cine e ăsta cu... Și nu am vrut și te dezabonez. Nu. No. Deci eu n-am înțeles întrebarea asta, în afară de unde sunt mănușile. N-am înțeles. A venit și nu l-am ajutat. Dar de ce? Că eu l-am ajutat. Și nu știu dacă e la laptop ăsta, am încercat să instalez Windows 10, și, dar era din 2010, parcă, nu știu, ăsta sau alta. Și dădea blue screen, deci trebuie reinstalat un Windows 7. Pentru că driverele nu sunt compatibile. Frumos, mersi. Îmi plac videourile dumneavoastră. Eu mi-am luat, nu mi-am luat niciodată laptopuri Airflow, în laptopurile jale, dar pentru cineva care călătorește sau nu prea stă pe acasă, e ok să aibă un laptop. Eu nu călătoresc sau ceva de genul. Vin de la muncă acasă și mă relaxez pe PC. Da, și eu, vedeți, nu am laptop, am avut foarte multe laptopuri de-a cursul vremii, pe toate le-am vândut. Nu mi-a trebuit laptop, nu-mi plac laptopurile, am calculatorul acesta, știți bine, am vrut să fac unul nou, dar ați văzut că mi-a trimis placa de bază cu pinii îndoiți și na, n-am avut ce face. Bine, cu timpul să văd, să găsesc altă placă de bază acum. Să vedem ce să cumpăr, cum să cumpăr, dar, na. Și așa pe rând, că nu pot să iau toate deodată. V-am spus ce vreau. Astăzi iau placa de bază, când mai primesc niște bani, să iau niște rami, după aia o să găsesc, să vă întreb și pe voi, de un SSD, dacă sunteți de acord, dacă nu sunteți de acord, sau găsiți poate undeva mai ieftin, că ne uităm după bani. Cum să nu ne uităm? Că spune lumea, mă, te-ai uitat după bani. Păi, toată lumea se uită după bani, că nu e una să iei cu 5 milioane și alta să iei cu 2.500.000. Și iarăși vă spun, OLX-ul folosește și poșta română. La poșta română nu e cu deschidere, colet. Dacă comandam prin poșta română, ce făceam? Asta cu coletul, cu deschiderea, e și nu e. Pentru că v-am spus că sunt atâtea și atâtea posibilități odată ce din partea alaltă l-a trimis greșit, doar atât că dacă îl vedeam, nu-l plăteam, îl verificam și nu-l plăteam, nu luam țeapă. Asta da. Dar am luat-o. Pur și simplu am luat-o pentru că a trimis greșit. Că unii îmi scriu că eu am stricat pinii, că nu știu, bine, unii dintre ei și bătuți în cap, dar în rest oamenii s-au prins că situația care este situația reală. Acum că mă crede sau unul sau altul, asta e cam hater pe YouTube și abia așteaptă să vadă o chestie de asta și am și pe aici, pe lângă casă, hater și oameni cu care nu mă înțeleg și aruncă cu vorbe, asta e partea a doua. Dar aici pe YouTube am posibilitatea de a vă bloca. Aici fac eu ce vreau pentru că eu sunt moderator, este canalul meu și pot să vă opresc, puteți să scrieți 100 de mesaje, pe toate vi le șterg, dacă nu sunt la obiect. Și cu înjurături și cu toate prostiile voastre. Dacă, eu înțeleg, hater, nu mă suportați, nu vă place ce e ăsta, dar atunci mergeți în altă parte. Mergeți la... Nu toți, deci nu mă refer la toți. 1, 2, 5, atât. Rest sunteți ok, sunteți oameni cum se cade. Așa, hai să citesc mai departe, să vedem ce mai pot să răspund.
Eu nu călătoresc sau ceva de genul. Vin de la muncă, așa, și mă relaxez la PC, așa. Abia aștept să îmi vină sursa de 750W, 80 plus eficiență de la Corsair. Bun, bun. Procesorul Ryzen 7 3070X, 32 de giga de RAM 3200, stai de DDR4, de la HyperX. Foarte bine, foarte bine. Și mi-am luat placa video RTX 3060 12 GB de RAM de la Gigabyte Windforce. Bun, sunt bune. Te vei juca cam tot. Adică cam tot ce este pe piață ziua de azi. Dacă ești gamer și după descriere, e ok. Ți-a plăcut Corsair-ul acela de 750W? Foarte bine că l-ai cumpărat. Este o sursă de top. Foarte bine că l-ai cumpărat. Procesorul tău 2000, seria 3000 2019 s-a lansat parcă, dar erau foarte bune și acum sunt foarte bune. Așa, și un cooler de răcire pe aer momentan până schimb carcasa, am dat în jur de 250 de lei pe el. Foarte bine, dar pe când o să-mi schimb carcasa, o să trec pe răcire AIO. Te aștept să... Le aștept să vină de pe curier să le montez pe PC, adică să mă bag la creație. Foarte, foarte bine. Eu fac mentenanță la PC odată la 3-4 luni. Cunosc PC-urile de când eram copil. Nu m-am băgat niciodată la laptopuri, nu am fost admiratorul laptopurilor. Ca performanță plus airflow. PC-urile sunt cu mult peste din cauza temperaturilor care le poți avea pe PC față de laptopuri. Și plus la PC tot timpul poți să faci un upgrade nou în comparație cu multe laptopuri pe care nu poți să le faci nimic. Da, în afară de RAM, un SSD, cam astea poți să schimbi la un laptop, că procesorul nu este lipit pe placa de bază. Ce mai poți să schimbi? Cam nimic nu mai poți să schimbi, în afară de memorie RAM. Nu știu dacă ai 8 GB să bați 16 GB sau 32 de GB. Și dacă ai, nu știu, un SSD mai mic, să bagi un SSD mai mare. Și dacă are și slot pe M2, să pui pe M2 și chestii astea, se mai pot face upgrade-uri de astea. Dar ai dreptate aici la laptopuri și laptopurile trebuie curățate, că de nu, mai ales pe căldurile astea, o iau razna. Că ați văzut ce, cum se depune praful și unde se depune praful și murdăria. Și dacă nu, și nici chestia aia nu mai poate să facă ventilatorul, coolerul, să scoată aerul fierbinte din carcasă, vă dați seama că distrugerea laptopului, plăcii de bază, este aproape sigură. Arderea lui, aproape sigură, pentru că sunt 10 și 10 de grade, către 100 de grade ajunge căldura. Vă dați seama pe unde să scoată. Iese aerul cald pe unde mai poate, stânga-dreapta, dar aia trebuie ventilat foarte bine, să fie curat, pasta termoconductoare să fie nouă, da? Să fie viscos, să poată disipa căldura. Sunt foarte multe chestii, dar vedeți că mulți, din cauza indiferenței, lipsei de bani și tot felul de chestii de așa, ei cred că dacă au cumpărat un laptop, gata, nu mai trebuie făcut nimic, instalezi Windows și nu mai trebuie o mentenanță. Până creapă, până nu mai poate. Noroc că laptopurile și PC-urile ziua de azi au tot felul de senzori de supraîncălzire. Și când se supraîncălzesc, ori se opresc, nu mai pornesc un timp, se resetează, sună coolerul de Doamne ferește, că trebuie să pui doar un pic mâna pe unde se ventilează și să vezi, poți să simți de acolo că e supraîncălzit, supra-solicitat. Eu sunt niște chestii pe care le-am explicat de foarte, foarte mult timp, dar vă mai explic că poate... Nu
nu toți ați fost abonați sau urmăritorii canalului meu de YouTube. La un laptop mai vechi și îmbătrânit în locul harddiscului pot pune un SSD de 450-500 giga, SSD solid state drive, nu disc, și zbârnui și se încarcă mai repede laptopul. Sigur că da. Orice SSD, oricare ar fi acela, orice producător de cea mai pușcată, e mai bun decât un hard disk pe mecanic, pe platane, da? Oricare, orice SSD, deci totul este digital la, pe memorii, pe chipuri de memorie, deci e altă tehnologie, SSD-ul e altă tehnologie, nu face zgomot, nu are ce să facă zgomot, nu are nimic mecanic în el, totul este digital, ceea ce este foarte bine și dă o performanță mult, mult mai mare. De aia am făcut clipuri, N clipuri, și la toți l-am spus, mă, băgați SSD-uri în PC. Eu când spun la oameni, la mulți, mă, trăie un SSD, mulți nici nu știu ce înseamnă SSD, și în al doilea rând, se uită așa, la felul 7, știi? No, că iar trebuie să mai bage bani în laptop. Dar e pentru ei, pentru performanța lor, nu? De aia e chestia asta. E pentru performanța lor, dar și le spun, și v-am spus în toate clipurile mele, un SSD Kingston, a data, e 125 de lei. La Altex, la oricare magazin de ăsta, mergi, îl cumperi, îl duci la unul care se pricepe, nu care nu se pricepe, că mai mult rău îți face decât bine. Îl conectează, scoate harddiscul vechi, conectează SSD-ul și îți instalezi un sistem de operare nou și să vezi atunci că totul va merge mult, mult mai bine. Dar trebuie să investezi niște bănuți. Nu mulți. Na, dacă cu Windows, cu ăsta, cât? 200 de lei. Cât să vă urce? Mai mult de 200 de lei? Nu. Doar chestiile așa. Dacă trebuie și o curățare, pastă termoconductoare, atunci vă mai urcă, dar un sistem de operare și să desfaci și să schimbi un hard disk cu un SSD, nu văd ce să fie mai mult. Sau cei care aveți laptopuri noi pe M2, atunci trebuie comandat, că la magazinele astea cum e la noi, nu prea, că e Altex-ul mic, nu știu dacă se găsește, trebuie să comanzi de pe internet, poate în orașele mari, București, Brașov, pe acolo, sunt magazinele astea mari și acolo găsești de toate. Și noi avem, nu știu, Selgrosul sau nu știu ce, dar trebuie să mă duc 30 de kilometri sau 25 de kilometri. Păi da, să cumpăr un M2, că n-ai, nu sunt, nu știu dacă sunt pe aici, pe la magazinele astea. Așa, ce mai scrii? Eu am un PC HP cu Windows 7 fără suport din 14 ianuarie 2020, cu procesor Intel 3470, gaming, procesorul, PC-ul HP nu e de gaming, stai că n-am înțeles. Eu am un PC HP cu Windows 7 fără suport din 14 ianuarie 2020, cred că mai repede s-o oprit suportul pentru Windows 7. Cu procesor Intel 3470, asta e din 2013, deci are 11 ani procesorul tău. Gaming, păi a fost gaming atunci, acum nu mai e gaming, acum e așa de office și să te mai uiți tu acolo pe internet, dar așa, PC-ul HP nu e de gaming la 3,2 GHz, cred că la frecvență te referi, și memoria de 20 de giga. Memoria RAM, 20 de giga. Cum ai băgat 20 de giga? Că nu știu cum iese la module. Una de 16 și una de 4, n-am înțeles. Sau, mă rog, de acum nu mai contează, dar în jur de 20 de gigai, să spunem, că n-ai ori 16, nu știu cum ai, că de 12 nu există, de 10 nu există, există de 8 giga.
de 8 giga și ce ai mai băgat atunci? Încă unul de 8 giga sau de 16 și 24 de giga, așa, da. Dar nu contează, e foarte bine că le ai. Ce îmi trebuie mai mult la 58 de ani? O, aveți o vârstă, 10 ani, 11 ani mai mare ca mine, numai bine să trăiți. Am și un laptop, acel trash gen, Z37274, mamă, așa număr, l-am cumpărat pe 14 august 2010. Ho, 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 ho. Da, păi pentru dumneata, cred că e ok. Chestia doar că părerea mea că pe acest i5 merge Windows 10 liniștit. Se poate instala Windows 10 liniștit, chiar dacă nu sunteți obișnuiți cu Windows 10, cu un Windows mai nou. Windows 7 e deja expirat la browsere, la motoarele de căutare, pentru că acele folosesc paginile acelea HTTP, HTML 5, nu știu ce versiuni mai noi, și Windows 7 nu se poate deschide anumite pagini de internet, pentru că tehnologia a avansat. Eu vă recomand, dacă aveți și un SSD în PC sau în laptop, să cumpărați și un SSD, v-am spus 125 de lei de 240 de giga, suficient pentru o persoană ca dumneavoastră, care nu sunteți gamer, nu sunteți nu știu ce. Băgați un SSD, instalați un Windows 10, pentru că chiar dacă din 2013, o să meargă Windows 10, liniștit o să meargă. Nu merg alea 2010, 2009, adică merg, dar foarte greu, poți să ai probleme să-ți ia blue screen, cum am pățit și eu, cu un laptop. Bun, și așa deja din 2010 pot să aibă și alte probleme ascunse, și mai ales cu grafica, cu chipul grafic de pe placa de bază, alea la foarte multe se cam dezlipesc, da? Și trebuie făcut reballing sau măcar un reflow, și chinuială e mai mare și posibil să nu îți ăsta și nu mai merită să-l faci, manopera și toate alea mai scump decât tot laptopul. Dar eu vă recomand ca să băgați un SSD, mergeți la alte, cumpărați, mergeți la cineva sau dacă vă pricepe, scoateți hard discul vechi, puneți SSD și instalați un Windows 10, pentru că o să vă ajute mai mult față de Windows 7. Chiar dacă și mie mi-a plăcut foarte, foarte mult Windows 7. Foarte, foarte mult. Și da, pe unele știu că mai sunt. Și nu ai ce face. Cele calculatoare din seria aia, primele generații de procesoare, primele așa din 2010, 2009, 2010, e cam nasul, nu prea se pupă cu Windows-ul 10. Sunt, ori n-ai sunet, ori n-ai imagine cum trebuie, ori îți dă blue screen, ori ceva, tot îți dă o eroare. Știu că au fost problemele așa chiar când a apărut sistemul de operare ăsta Windows 10 și mulți au spus că nu, las că rămân pe Windows 7, dar vezi că au trecut ani și nu prea mai e ce face. Eu asta vă recomand, pentru că știu și vă merge, am clipuri, vedeți că merge mult, mult, mult mai bine. Nu vi-l face avion, dar o să meargă mult mai bine, o să meargă totul la click față de hard disk. Sincer, suntem în 2024 și producătorii încă mai fac HDD. Când SSD-urile sunt cu mult peste vitezele de citire și sunt destul de ieftine în zilele astea. Exact. Se ieftinesc și mai mult pe ANC3. Păcat că încă unii se chinuie cu HDD-urile lor triste. SSD-ul e top, până cel mai slab SSD e cu mult peste hard disk. Ai dreptate, ai perfectă dreptate, dar ți-am spus, e exact cum aș duce eu la mecanic auto cu mașina și ăla să-mi spună, mă, hai să schimbăm cu ceva mai bun, și eu, păi, mai merge, că știți cum e, cei care aveți o vârstă și ați avut mașini sau aveți mașini, știi cum, păi, da, mai merge, păi, da, mai merge, da, atunci lasă-l așa, lasă, până nu creapă, nu-l schimb, nu spune. Chiar dacă ăla spune, mă, hai că ăsta e tehnologie mai nouă, îți va merge mai bine, nu știu ce,
când îți spune prețul, deja nu o las, când mai merge așa, așa, păi după aia o vine eu. E, că așa e. Păi, vă spun eu că așa e. Așa, hai să văd ce scrie aici. Ce procesor ai de iCooler Dual Tower? Păi, dacă te uitai la clip, am citit procesorul. Am citit procesorul chiar la începutul clipului. Deci e o chestie simplă, dar dacă nu vă uitați la clip, pe bineînțeles că puneți întrebări, dar uitați-vă la clip, că de-aia am urcat clipul, nu? Deci dacă nu e puțin scandal, nu prea vă mai uitați. Trebuie să vă uitați totuși, mă, nu să învățați de la mine, dar să vă uitați, mă, pe unde a umblat ăla, ce-a făcut, poate aveți și voi un cooler de ăla, poate aveți și voi o placă de aia de bază, un procesor de ăla, și vă mai uitați și voi un pic, atât. Dar nu, văd că nu vă uitați deloc și am spus procesorul. Când am șters pasta termoconductoare și am pus cel nou, acolo v-am citit procesorul. Dar dacă nu vă uitați, eu ce să vă fac? Așa le-am citit. Încerc să vă dau și eu răspunsul la anumite întrebări. Radu, să văd ce scrii. Am citit. Așa. Aici, toate așa de pe acest ăsta, v-am răspuns. Așa, v-am răspuns. Resetează BIOS-ul. A fost resetat, dar nu acolo era problema. Și că nu avea instalat sistem de operare. Și așa, nu știu, cred că am făcut clipul ăla, dar mi-a spus unul că l-am șters din greșeală. Clipul mai am, dar nu mai îl urc, vreau să uit. Eu v-am arătat, v-am făcut clip ca să învățați și voi. Pentru că v-am spus, eu vă arăt și bunele și relele. Puteam să nu fac clip, să tac și să-mi văd cariciul meu mai departe, pentru că nu m-au făcut 250 de lei. Deci nu m-au făcut 250 de lei, credeți-mă. Dar vedeți că, no, dacă mă ocup cu YouTube-ul și am văzut că multă lume a trecut prin chestiile astea cu țepe, chiar și azi m-a sunat un domn din București că a luat și el și cunoaște cazul și a înțeles situația, chiar vreo 50 de minute am vorbit cu un domn din București și îmi pare foarte bine. Dar așa trebuie, cei care mă sunați, spuneți că mă sunteți abonați, urmăriți clipurile și... Dar nu mă întreabă, așa mă puteți întreba cam ce ar putea fi, dar nu mă cum îl repar, că mulți dintre voi, mai ales, nu știu, tineri, domnule, am aia, cum să-l repare? Păi cum să-l repar tu dacă nici nu ești IT-ist, nici nu ești, că un IT-ist care chiar se ocupă și are cu laptopuri cu ăsta, ăla știe deja, bine, mai întrebi. Cam ce ar putea fi. E o chestie corectă, că de aia suntem în domeniu, să ne ajutăm unii pe alții, dar unii dintre voi puneți întrebările prea și știu că degeaba vă explic prin telefon, că oricum nu puteți face. Oricum nu puteți face și iarăși știu 90% dintre voi care vineau, întrebam, domnule, dar ce nu face? Ce face? A, păi nu merge doar nu știu ce, și wireless-ul sau nu merge mouse-ul. Și când venea cu laptopul sau cu PC-ul, era praf și pulbere. Deci oamenii spun lucruri mici și care nu corespund cu realitatea, doar ca să da de scapă mai ieftin și chestiile astea. Pentru că sigur așa e. Peste tot în servisuri de astea mai mari și în orașe mai mari unde merg zeci de oameni pe zi, vă dați seama că eu le cam știu și multă lume nu spune exact realitatea. Când ai nici sistemul de operare nu e bun, nici pasta nu a fost schimbată de ani de zile, nici curățat nu e, are hard disk, deci mai multe probleme și vedeți că alea deja costă sute de lei, da? Domnule, că numai aia e, nu e chiar așa. Trebuie verificare vizuală, nu?
Sunteți cu calculatoarele de azi. Mă gândesc că aveți ceva experiență. Da. Trebuie să vă așteptați că poate să aibă pini îndoiți dacă placa era arsă. Dar atunci nu ai ce să verifici. Doar atâta timp cât placa a avut pini îndoiți trebuia verificat vizual. Așa este. V-am spus. Asta a fost. N-am verificat, e vina mea, dar nu moral, nu, dacă vezi că pinii sunt doiți, îl vinzi așa, mie, eu n-aș putea să vând ceva stricat. Pur și simplu, eu le arunc, am o cutie și le arunc. Eu credeți că atâtea hard disk-uri, atâtea plăci video, surse de alimentare, tot filuri, aș putea să le urc pe internet și să spun că-s bune și ele sunt praf. Nu merg, vă dați seama, dar eu nu pot să fac așa ceva, mă, eu n-aș putea să fac acum. Asta e, v-am spus, sunt oameni și oameni. Acum, din partea aia, din acea parte a zonei, nu o să mai cumpăr. Și chiar am să verific, dar v-am spus, mă, dacă comandam prin poștă, că mulți zic, mă, stai, hai să comand prin poștă, pentru că poșta e mai ieftină, da? Ultima dată când am trimis prin poștă era pe kilogram și am plătit vreo 11 lei, numai că trebuie să mergi la poștă, să faci tu cutia, să scrii tu adresele și toate alea, ai mai mult de lucru. Dar cred că și poșta s-a scumpit deja. Și acolo nu ai cu deschidere, deci când îți mergi după colet, nu acolo la poștă stai așa, doamnă, să-l deschid, să văd, să verific sau nu știu ce, că nu te-l dă ăsta, trebuie să plătești, dacă nu plătești înainte, nu-ți dă ăsta, nu ți-l desface ție. Și atunci gândește-te, s-a mai spus că Easybox-ul sau ți-l preia altcineva sau nu ai timp să-l desfaci pe loc, nu știu, îl pui deoparte, las că-l desfaci. Acum, eu știu că acum se dau țepe și alea, am știut că se dau țepe, dar nu. Pur și simplu am luat-o și cu asta basta. Eu o să-mi scot banii mai devreme sau mai târziu. Din clipuri v-ați uitat foarte mulți pe la clipuri. No, ați mai învățat și voi din chestiile așa să aveți mai mare grijă. O să am și eu mai mare grijă de acum încolo. Nu o să meargă după curieri. Nu să hai că să aici în fața blocului. Hai și ia marfa, hai să iei ăsta. Nu, hai tu aici dacă vrei, dacă nu, la revedere. Și eu o să comand de acum încolo doar cu verificare. Pentru că nu știu dacă era bifat cu verificare. Deci nu cred că era cu verificare trimis pachetul. Pentru că au fost șters ăsta anunțul și nici nu știu dacă mai are contul, dar nu cred că a fost trimis cu verificare. Deci am făcut și eu mai multe greșeli și v-am spus, așa i s-o potrivit pur și simplu ca să iau țapă. Dar v-am spus, nu mai contează, gata, vreau să înțeleg că mă trebuia să fac, dar v-am spus, asta e înșelăciune, să trimiți ceva și știi bine că îi sunt doiți, tu conștient, și după aceea să spui, nu, că tu ai îndoit sau curierul a îndoit, mai se este că și curierii distrug pachetele, este adevărat, dar aici eu am văzut că cutia nu era deteriorată. Și după cum a scris că m-a blocat și nu mi-a trimis nici actele, deja gata, mi-am dat seama, stai că nu trebuie să fii deșteptul lumii ca să înțelegi aceste chestii. Deci pur și simplu omul m-a blocat, n-a trimis nimic ci din ce a spus. Deci nimic și atunci nu îți dai seama sau ce, trebuie să, chiar așa unii dintre voi, bun, înțeleg, sunteți hater, nu mă placeți, nu vă place de canalul meu de YouTube. Dar unii oameni chiar înțeleg. Ți-am citit mesajul. Da, bun. Trebuia să deschizi tot coletul. Bun, da, trebuia să deschizi tot coletul. Așa este. Domnul chiar și în poză trimisă de vânzător se poate vedea niște semne mici. Eu nu mi-am dat seama
și cum a spus și domnul cu care am vorbit la București, putea să ia o poză de pe internet cu placa asta de bază și l-a trimis. Și cutia și cu asta basta. No. Pentru că trebuia să-i cer filmare, trebuia să-i cer poze de mai aproape. Deci am făcut și eu greșeli, deci pur și simplu greșeli. Dar v-am spus, excrocheria, țeapa, din partea lui, nu din partea mea. Și acolo, în zona aia, se pare că se ocupă cu așa ceva. Nu toți, nu toți, ca să fim realiști, pentru că, dacă țin minte, eu am, nu mai știu ce am comandat, Vaslui sau și de persoana de care am dat, a fost ok, n-am avut probleme, dar uite că unii, no, nu știu, o luat și el țapă, l-a dat mai departe, că și eu, dacă nu făceam clipurile astea, nu puteam să-l pun pe internet și să-l vând mai departe. Ia spuneți voi, credeți că nu puteam să fac și eu niște editări foto ca să nu se vadă pinii rupți? Ia spuneți voi, pot să fac chestia asta și de acum încolo? După părerea voastră, pot să fac? Credeți-mă că aș putea să fac. Credeți-mă și să-l vând mai departe. Pur și simplu, nu trebuia să fac niciun clip, îl vindeam mai departe. Uite, vând și crezi că nu mi-l cumpăra careva tot la banii ăștia, 250 de lei? Credeți-mă că-l cumpăra careva. Făceam un cont fals pe OLX, da? Luam o cartelă, cât e o cartelă să cumpere, nu mai știu, 50 de lei. Puneam numărul și cât? Pac, țac. Dădeam și o adresă, nu știu pe unde, o căsuță poștală. Meream, scoteam, la revedere, aruncam numărul, blocam contul și să rămână. Care credeți că nu găseam și eu pe cineva ca să îl vând? Și făceam și eu la fel, mă, ca dacă îmi cere alte poze, mă fac pe prostul. Da? Și îi spun, îți trimit actele, îți trimit tot, ca să-mi prindă încrederea. Da? Și din 10 unul punea botul, din 20 unul punea botul, da? Cine știe câți l-o i-o pus întrebări, că nu m-am uitat la vizualizări sau la asta. Poate și alții au vrut să cumpere placa asta de bază. Doar că au fost mai vigilenți și nu știu, au pus alte întrebări, au cerut filmulețe, au cerut poze mai multe, să vadă actele, poate poze cu actele, da? Și să se întrebe, mă, dar de ce n-ai trimis înapoi la magazinul de la care ai cumpărat dacă l-ai luat de câteva zile? Și deja atunci puteai să-ți dai seama, dar uite că eu am pus-o. Dar vă dați seama, o să fiu mult mai vigilent altă dată, să cer mai multe dovezi față de ce am cerut și să nu mai pun botul chiar așa. Da? Și o învățare de minte pentru toată lumea, da? De-aia am făcut clipurile. Ce a făcut? Din păcate, va dura. Fratelui meu i-a furat telefonul. Știu cine e de vină, de pe camerele de la meu, plus plata cardului, dar trag de timp de un an. Păi asta e. Așa e. Este în deficit de personal. Banii o să recuperez peste ani, dar nu știu cine ar putea, dacă banii s-au dat deja, cine ar putea să-mi dea banii înapoi? Există vreun fond de ăsta pentru despăgubiri? Nu știu, am înțeles că ar fi un fond de ăsta de despăgubire, cei care, nu știu, plătesc ceva, nu-i bun, nu știu, ar fi ceva, dar nu sunt sigur. Și că există cazuri mult mai mari, vă dați seama, la mașini, sunt samsari, vedeți ce e plin internetul cu mașini sparte, lovite, pușcate, sunt refăcute și vândute ca și noi și la bani grei, acolo e vorba de mii, zeci de mii de euro, nu de 50 de euro la mine. La mine e apă de ploaie. Știu că sunt, dar eu am sesizat ca poate pe viitor se va sesiza și altul să nu mai facă. Eu am dat numărul, am dat numele la poliție, că așa mi-au cerut. Și poate o să mai facă și atunci stai așa, mă, văd că cu asta te ocupi și va fi luat la răspundere. Poate va mai pune pe internet alte chestii la vânzare. Păi dacă nu sunt bani, oamenii ce nu fac pentru bani? Își vând și mamele, știți bine.
nu lăsa nepedepsit, nu e frumos ce a făcut. Păi nu e frumos ce a făcut, nu, și nu mere chestia să nu lăs eu nepedepsit, pentru că eu ce mai pot să fac, Bogdane? Ce mai pot să fac? Am depus peste tot sesizări, nu s-a luat nicio măsură deocamdată și nu cred că se va lua, pentru că o să spună mai multe chestii, v-am spus, dar toate dovezile, tot ce am și la urma urmei dacă minte și la ăsta mergem și la detectorul de minciuni, da? Să vedem cine minte, da? Pentru că există și așa ceva. Mergem frumos, nu știu unde este de ăsta detector de minciuni și acolo ne face un test și să vedem cine minte, da? Cuvântul meu împotriva cuvântului lui și să vedem care minte. Și o să pun pariu cu voi, pe cât vreți voi, că lui o să iasă că minte. Sute mie, pe da? Cât a costat placa de bază? Păi am făcut clipuri și mă întreb cât a costat, că am făcut zeci de clipuri. 5 clipuri, 6 clipuri. Ăsta mi-a lăsat 4 mesaje cu cont fals. Deci șterg comentariile, ia uite așa. Ia uite așa. Dacă eu sunt vinovat, ia ieși afară de aici. Marius, primul lucru după schimbarea bateriei e să faci update de BIOS. Nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu, Marius, să fac update de BIOS. Update de BIOS este necesar când vrei să schimbi procesorul sau să recunoască anumite modele de RAM, dar mie n-am văzut în BIOS că nu-i recunoscut SSD-ul sau să nu fie recunoscut memoriile RAM sau mai știu eu ce. Deci nu întotdeauna e necesar un update de BIOS. Și nu e primul lucru, nu e ăsta primul lucru că trebuie făcut, nu e obligatoriu. Da, la ăsta, la meu, la placa asta de bază pe care l-am cumpărat defect, da, trebuia să fac update de BIOS ca să-mi recunoască procesorul din seria 8000, da? Trebuia să fac și am vrut să vă arăt pas cu pas cum se descarcă BIOS-ul, ce modificări trebuie să faceți, cum îl puneți pe stick, cum se face update de BIOS pe placa asta de bază prin acel Q-Flash. Da? Și vă arătam tot, dar nu mai pot să vă arăt. Adică nu că n-aș putea, că nu-ți trebuie procesor, nu-ți trebuie nimic. Dar nu mai are sens să vă arăt. Păi de ce să fac update de BIOS dacă nu pot să folosesc? Și cei care tot îmi scrieți că pot să iei un ac și să scoți, pe dar v-am arătat că e doi pini însrupți și restul sunt îndoiți. Păi chiar așa, însrupți, numai ce să faci. Coolerul era mai bine scos cu carcasa culcată. Coolerul se poate monta și la vertical. Da, eu nu spun că nu. Da, e bine și așa, nu e o problemă. Nu era o problemă de supraîncălzire sau ceva, că n-avea ce să-i supraîncălzească. Nu știu, I3 avea sau I5, nu se... 29-30 de grade avea. Așa. Așa. V-am citit vouă. Aici trebuia să știi că e țeapă. Păi, da, normal. Vezi, ai și 15 like-uri de la oameni. Trebuia să știi că e țeapă. Mulți a zis că a comandat-o acum 4 zile de pe PC Garage. Dacă era comandată de 4 zile de pe PC Garage, putea să o returneze și își primea toți banii înapoi. Era o mișcare logică, nu? Perfectă dreptate ai. Perfectă dreptate. Dar v-am spus și mă mai repet. Sunt persoane și de aici, de la mine din oraș, care nu mai vrea să se complice cu trimisul înapoi, cu... Știți bine că când vrei să trimiți înapoi, îți intră un chatbot de ăla, trebuie să răspunzi, mulți nu se pricep, n-au timp, sunt la muncă și preferă să-l vândă la
jumate de bani. Unii dintre ei au venit și la mine, zice, bă, uite, atât am dat, mi-a arătat chitanța, mi-a arătat, zice, nu trebuie să dau la preț de jumate, că eu nu mai am ce face cu el. Și sunt cazuri de așa, dar aici sunt zonă, în Reghin, în ăsta, oamenii sunt cât de cât mai cinstiți și când ești față în față nu poate să te mintă, da? Și sunt cazuri de astea. Acum nu trebuie să-i băgăm pe toți în aceeași oală că prețul era ieftin. Nu era ieftin, pentru că 470 de lei în magazin, nou-nouț cu garanție pe numele tău, da? Tu odată ce l-ai scos, l-ai desfăcut, automat pică prețul la jumate. L-ai desfăcut, l-ai ăsta, pe dacă și era distrus, la revedere. Vă dați seama, nu mai ai, nu mai merită zero bani. Da? Zero bani merită. Deci nu mai ai ce să faci, ce să scoți bateria de la BIOS și are cheița aia de la SSD. Alea, da, aia se mai poate refolosi, că multe plăci de bază nu au acea cheiță de prindere pentru SSD-uri. Sau mulți scot că nu știu ce e aia și sau îl pierd sau mai știu eu ce. Dar pinii aia rupți nu mai e ce face, e gata. Și cam așa, asta e treaba. Eu am înțeles, dar eu de unde să știu că partea alaltă e chiar așa țepară? Deci sunt multe cazuri că am dat și am spus, bă, stai că da, se poate, nu era ceva, wow, îl dă la 250 de lei și gata. Nu, pe da, l-o luat pur și simplu, unde, cât să ceară pe el? Dacă la magazin, pe dacă cerea 400 de lei, crezi că, sau 350 de lei, dacă cerea 350 de lei, crezi că eu mă mai uitam să-l cumpăr? Păi mai puneam și 100 de lei, nu merită riscul să iau din magazin și poate mai scădeau în vară din preț. Că am văzut 350 de lei modelul de la MSI, este pe EMAG. Dar uite că eu am preferat asta la 250 de lei sau, da, că la urma urmei tot cu taxa, am preferat asta. Dar nu că e prea puțin și bătător la ochi, nu, pentru că 250 de lei, e odată, l-ai scos, gata, la revedere. Că da, că putea să trimite înapoi, acolo trebuia să mă gândesc că da, și poate, nu vrut sau nu știu ce, v-am spus, sunt mai multe chestii și așa i s-o legat lui să meargă. Pur și simplu m-o găsit pe mine, ce mai atâta. Probabil te-ai bucurat că la preț mic. Nu că m-am bucurat că la preț mic. Era un preț corect pentru ceva la mâna a doua. Deci, preț mic. La 250, dacă era vreo 100 de lei, atunci poate mă bucuram. Sau 50 de lei, sau dacă îl primeam gratis, atunci mă bucuram. Dar 250 de lei, băi, oameni buni. Păi da, 250 de lei și la mâna a doua, desfăcut. Dar n-am știut că sunt atât de idioți unii, încât nu știu că ăsta nu se potrivește cu AME5, nu se potrivește cu AME4. Eu de unde să știu? Mai scrie pe aici undeva că AME4 e posibil să că, ăsta, compatibil cu AME5. Deci unii bătuți în cap rău, mă. După, acum pot să scriu și eu, pot să dau acum răspunsuri după atâta timp. Dar spuneți voi, eu sunt primul care a luat țeapă, ceilalți care iau țeapă, de ce iau țeapă? Pentru că au încredere și ăsta deja intră la abuz de încredere, pentru că el nu a scris că are pinii îndoiți. O fost doar atâta că e în stare bună, l-a cumpărat de 4 zile și nu sunt compatibile cu componentele lui, așa era scris pe OLX. Și că el are AME4 sau procesorul și ăsta e AME5. Atât a scris. Că am citit ce o scris în descriere. Păi, asta deja intră la mai mult abuz de încredere. Și că eu pur și simplu am avut încredere el și l-a abuzat de încrederea mea. Asta se pedepsește legal. Da? Înșelăciune, mi-a trimis el cu bună știință ceva ce era stricat. Deja intră la două chestii, intră la două fapte penale, abuz de încredere și înșelăciune. Dar eu n-am cerut să fie dat în judecată, pentru că am știut că
E așa și așa, eu am vrut bani înapoi, de am sunat, mă opriți plata, că am luat țeapă. Opriți plata către ăștia și n-au oprit plata. Am înțeles că nu se poate, dar am înțeles că și se poate. Stai așa că se putea dacă poliția a sunat, domnule, fac curier, vezi că uite, avem o sesizare și până nu se rezolvă situația, nu trimiteți banii. Să vedem cine are dreptate. Ăla are dreptate sau eu am dreptate. Bun că oricum era greu, ăla de acolo, eu de aici. Oricum știu că e greu și nu știu dacă se va putea rezolva ceva. Că bineînțeles, mi-a spart mașina și a spus, era în fața scării, zice, poliția zicea, păi la pune în fața scării. Păi a spus, dar era în fața scării, dar păi să fie la lumină. Păi era lumină de la ăsta. Ce... Deci mi-au spus niște chestii de Doamne ferește, acum am spus, ce, să bag în casă mașina? Eu înțeleg că trebuie să fii vigilent și... Dar sunt chestii care... No, și atunci mai bine rămâi cu țapa. Mai bine rămâi cu produsul ăla și asta e, merge înainte. Bine că n-au fost... Bine, no, n-au fost sume mult mai mari, că vedeți, o cunosc cazuri, bă, oamenii alții au nebunit. Au pierdut case, au pierdut mașini, au pierdut bani. I-a dat, cunosc o persoană, i-a dat 5.000 de mărci, dolari, nu mai știu, sau nu mărci, dolari. Să-i aduc o mașină și nu i-a mai adus nimic, a dispărut cu banii, mă, și băiatul a luat o razna din cauza aia. Din cauza stresului și tot, a luat o razna, mă. Pentru că avea doar banii ăia și pur și simplu nu a mai venit cu nimic, așa știu, așa am înțeles. Și... nici tribunale, nici nimic, nu a fost găsit făptașul și la revedere. Și băiatul a luat o razna. Pe mine mă doare fix în călcâi de placa asta de bază, că să vedeți ce ciocane îi dau. Îi dau niște ciocane de Doamne ferește. Păi da. Sincer, la PC Garage e cam multă bătaie de cap să returnezi un produs. Nu mai sunt cum erau când aveau sediu fizic. Aha. Acum nu mai răspund la telefon. Aha. Prin e-mail sau se răspunde greu. Nu mai zic timpul de așteptare să-ți primești banii înapoi. Uneori durează mai mult de 14 zile. Păi vedeți? Radu Iulian. Păi vedeți, de asta multă lume nu trimite înapoi și preferă să-l vândă sau să-l dea cadou sau... No, la jumătate de preț, că niciunul aș da, mă, l-ai cumpărat, bun, dar l-ai scos din magazin, nu mai pot să dau eu prețul lui real, că atunci îl iau eu pe magazin, din magazin. Că știți bine că există chestia așa, că era bătător la ochi 250 de lei și că m-am bucurat. Nu m-am bucurat, eu m-am bucurat că am găsit placă de bază și îmi trebuia mie și la un preț decent. Eu nu mă bucur eu pentru o placă de bază. Ca să spun așa, da? Mă bucur că, nu, hai, uite, am găsit și nu trebuie să dau 500 de lei, că dau doar 250 de lei, jumătate de preț. Dar nu, ce credeți? Că, am strigat, wow, gata, am dat lovitura. Da, țăzut. Dar nu trebuie să luați așa, pentru că voi vreți să vindeți ceva, pe îl vindeți la prețul de magazin, pentru că vrei să-l vinzi, vinzi la jumătate de preț și vezi că nici așa nu găsești client, că nu sunt bani. Și așa... poate trebuia să-i dau doar 150 de lei pe el. Deși așa, bă, l-ai cumpărat, nu-și bun, îți dau 150 de lei, dacă vrei bine, dacă nu, găsește-ți alt client. Și dacă avea nevoie de bani, îl dădea. Bine, în cazul de ăsta știa că e stricat și îl dădea sigur. Că ați văzut cum o scris, păi 230 de lei, ultimul preț, că mai jos nu pot. Și mie, la urma urmei, mi-a convenit. Am zis, mă, nu mai mă țigănesc, nu mai mă negociez tot mai jos, că prețul mi s-a părut ok, la jumătate de preț față de magazin. Da. Și la mâna a doua, și avea cutia, și a zis că are actele, are tot, și stare ok. Păi, atunci, și de ce nu l-aș fi cumpărat? După aia înțeleg că sunt, de ce n-ai făcut aia, de ce n-ai făcut aia, de ce n-ai făcut aia. Dar o să pun pariu cu voi pe ce vreți voi. Că multă lume cumpără acum online.
Păi o să luați la țepe, Doamne și ferește, una după alta, o să vedeți. Și eu o să mai iau, stai liniștit, păi da, haine când cumpăr întotdeauna țepe. Mi-am cumpărat șlapi, mi-o trimis cu două numere mai puțin, no, mai mici, pe noi i-a trimit înapoi. Și atunci m-am dus aici la magazin, lângă, și eu trebuie să cumpăr, să bag piciorul în șlap ca să văd că e bun. Nu așa să mai cumpăr de pe net, că mi-am învățat lecția, dar oamenii nu că nu au trimis produsul sau el a stricat produsul. Pe el scria mărimea, dar nu era, nu știu ce numere au pus ăia, că nu era, sau poate lungimea era, dar lățimea nu era. Păi și haine am comandat, am luat, dar nu a fost chestie, că era, a fost vina mea acolo. Mi-am dat seama că e vina mea și numerele la haine nu se potrivesc. Că sunt de Turcia, că sunt de China, și chinezii și turcii, după numerele astea, chineze sau turcești, nu te poți lua, că nu sunt reale. Deci asta e. În primul rând, conversația se ține pe mesageria OLX, nu pe WhatsApp, greșeala începătorului. Păi de ce, Ștefane? Pentru că eu de-aia am trecut pe WhatsApp ca să-i văd o poză, să-i văd numărul de telefon real, și era noaptea, că dacă era și ziua, poate altcumva, dacă aveam o sclipire, nu știu ce, hai să-l sun, că de obicei eu vorbesc cu oamenii direct, să văd cum vorbește, să văd, nu doar prin mesaje, dar pur și simplu seara aia am făcut și comanda, la 12 noaptea, mă, oameni buni, am fost și obosit, am fost și pur și simplu, așa au fost să fie, nu știu, așa au trebuit să o pățesc eu, așa au fost scris, să o pățesc eu, da? V-am spus, deci nu mă interesează, eu am trecut deja peste chestia asta. Doar că curierul, cei de la curier m-au trimis la poliție să le pun acolo sesizare, dar văd că degeaba am depus. Că nu s-a oprit plata, am înțeles că nu pot să, eu nu știu cum, tot se poate face ceva, am înțeles, pe Revolut sau nu știu, alte bănci, poți să faci refund, adică plătești cu cardul, dar poți să-ți retragi banii înapoi, dacă sunt la bancă. Și am sunat la bancă. Stai așa, nu-l plăti. Și atunci vine curierul și atunci dăm produsul înapoi, să-i trimit la ăla înapoi, nu? Că nu l-ai plătit. Uite, ți-ai retras banii și dăm produsul înapoi. Dăm produsul exact cum ți l-am adus și dă-l înapoi, da? Da. După aia putea să spună, stai că tu ai îndoit pinii, dar stai așa. Mă trebuie dovedit. Păi da. Pentru că sunt riscuri, orice e de pe internet, de pe magazine, din magazinele astea online. Vedeți, OLX, ce mai este site-ul ăla, Ocazii, M24 sau cum îi zice la asta, Publi24, la jumate, ăsta pe Facebook, Marketplace, am făcut clipuri. Păi poți să iei oricând, că o țeapă, și cred că zilnic se dau țepe, că nu e ceea ce ai comandat. Sau să fie stricat, pe la telefoane se iau țepe zilnice și la alte chestii. Deci trebuie să ai noroc și când cumperi ceva și când dai comandă la ceva, trebuie să ai mare noroc să fie ceea ce chiar e în poze. Păi nu vedeți că site-urile legale, cele mari, în poză au o imagine la Adidas frumos și când ți-l trimite, păi stai că nu prea seamănă pozele. Acolo poza e photoshopat, una alta să arate frumos, culori vii, și când îți trimite Adidas și pentru că am pățit eu, îți trimite Adidas și stai mă că stai e altceva. Și ce am putut să fac? Da. Păi sunt chestii așa zilnice. Păi da. Că asta e cu online-ul. Doar, vedeți, m-am făcut ca să înțelegeți și voi greșeala începătorului. Ștefane, pun pare că și tu o să o iei. Dacă n-ai luat-o până acum, o să iei și posibil să iei dacă faci comenzi online. O să vezi, o să... Numai mulți dintre voi nu faceți publică problema voastră, că o lăsați așa. No. Eu am făcut-o public, adică pe canalul meu de YouTube. Și dacă o țin așa o săptămână, îmi scot triplu banii pe placa de bază. Deci triplu.
Frate, ai opțiunea cu verificare. Nu știu dacă a fost cu verificare. Nu știu dacă a fost cu verificare. Nu cred că a bifat cu verificare. Pentru că nu mi-a zis nici curierul, vezi că ai cu verificare. Și nici mie. Am și acum pe OLX. Am și acum pe OLX, dar apare numărul și nu mă, nu... YouTube-ul nu cred că mă lasă. Că nu știu, nici eu nu știu ce mă lasă, ce nu mă lasă YouTube-ul să arăt, dar nu știu dacă era bifat cu verificare. Că de bifez cu verificare, cred că plătești mai mult. Cred că plătești mai mult, așa știu. Și fan curierul e destul de scump. Și eu tot am spus la toți, mă, nu mai trimiteți cu ăștia. Că și mai scump, și uite cum, și unii zbătuți în cap, unii curieri. Îl trimiteți cu, nu știu, cu Sunday-ul. Îl cunosc pe băiat, întotdeauna au fost ok, întotdeauna, deci n-am avut niciodată probleme, sau cu alte firme. Mai sunt acum firme noi, m-a sunat, pac, am cumpărat, nici nu știu ce am cumpărat ultima oară. Nu, înainte de placa de bază, perine și huse de perină, pentru că și acolo am luat niște perine, că m-am trezit, tot era albastru pe capul meu. În păr, cu măsuri în cap, mă văd, bă, dar albastru, ce... Doamne, iartă-mă când văd, când mă spăl pe cap, tot albastru ieșea din capul meu. Pe perinele zia, i-am băgat în mașina de spălat, le-am spălat, tot așa. Și-o trebuie să cumpăr niște huse peste perine. Perinele sunt ok, dar materialul e de ăla, că se prinde. Asta e. Și atunci... Deci, țepe luăm aproape zilnic. Mă duc la magazin, îmi scrie un preț la raft și când merg la casă, alt preț. Aia deja iarăși o țapă. E? Mergi la bar, n-ai bani, te scrie pe foaie, faci de 20 de lei cont și când mergi, vezi că e 40 de lei contul. Deci, țepe luăm zilnic. Mai mici sau mai mari? Așa, ce era factura, nu primeai colectul? Nu era factura, nu primeai colectul. Pe factura, i-am spus să bage în cutie, dar vezi că nu o băga nici în cutie factura, nimic. Nici garanția, nimic. Că poate încercam să vorbesc cu cei de la PC Garage dacă era real. Mă, uite, am cumpărat, sunt doiți, nu puteți să facem ceva, am chitat, am factura și ei cum îți depozit mare, cred că puteau să facă ceva dacă vroiau, chiar vroiau, se poate face. Mă, scriau acolo că e distrus și făceau un retur și se poate face. Ascultă ce spun eu. S-a deteriorat pe drum și cu asta basta. Deci puteau să facă și PC Garage-ul dacă vrea. Sau de pe Mac sau cine, de unde o cumpărat. Sau poate și lui, și el poate așa o cumpărat și l-o vândut mai departe ca să scoată banii. Sunt atâtea posibilități, mă, oameni buni, deci nu știți care e realitatea cu chestia asta. Doar că eu, mie mi l-o trimis stricat, este 100.000 sigur, pentru că cum o scris, cum tot m-a blocat, n-o trimis, cum o spus, deci de aici, gata, mi-am dat seama că am mințit. Eu nu știam, eu m-am prins așa, bă, nu văd actele, hopa, ceva nu-i în regulă, vreau să sun, hopa, nu mai am pe cine suna și atunci mi-a picat fisa, stai că aici e țapă. Deci atunci mi-a picat fisa că e țapă. Când n-am mai putut suna nimic și ați văzut că scrie, hai că-ți trimit pe PDF. Am zis, bine. Și ați văzut că nu mi-au trimis nimic, doar că m-a blocat după chestia asta. Continuă demersurile și fă o serie de video din asta. Păi acum cât să mai fac? Țeapa e deja luată, s-a răcit deja. Mă, să știi că ai avut dreptate. Chiar la început am spus că n-ai dreptate, dar s-a dovedit că ai dreptate. Green Eyes Cat, nu știu ce scrie acolo. Să știi că ai avut dreptate. Țeapa este dată, s-a răcit deja. Bravo, înseamnă că ai trecut și tu și ai scris din propria experiență. Și ai știut despre ce este vorba.
demersul nu mai am ce demersul să continui, pentru că gata, fapta e, au primit banii, nu mai e ce face, pentru că suma e mică. Dacă era o sumă mai mare, atunci îl dădeam eu în judecată. Da? Doar că suma asta, na. Și sper să nu luați și voi. Aveți grijă la persoana asta să nu luați țeapă. Și eu am trimis multe și credeau că țepe, da? Am făcut filmări și nici așa n-a fost mulțumit omul. Păi da, n-am crezut că e aia, că i-am crezut că e alta. Am zis, mă, dar n-ai văzut în filmări. Uite, că mi-o trimis cu saci, nu știu cum, tăiața. Păi așa au fost, dar... Deci au fost multe chestii, dar acum și unii cu comandă și vor nu știu ce. Deci sunt mai multe chestii de așa. Doar că m-am riscat și am pierdut 250 de lei. Asta e. Nu-mi iau țigări și nu mă duc o săptămână la asta și... Nu îmi recuperez banii și de YouTube și gata. Se vor rezolva lucrurile, mulțumesc lui Dumnezeu că ai învățat o lecție pe bani puțin. Ai dreptate, Nicolae. Dacă îți spuneai încredere așa, pe 500, 1000, 3000 de lei, era nasol tare. Cred, mă, am cumpărat telefonul ăsta din mâna mea, nu știu dacă am spus în clip sau nu, Xiaomi 11T, l-am cumpărat tot de pe OLX, avea 3 luni de folosință, mi-a scris băiatul, dar 3 luni de folosință nu mi s-a părut mult, avea cutia tot, era un băiat din Sibiu și mi l-a vândut când în magazin era 18 milioane și mi l-a vândut la 10 milioane. Deci gândiți-vă, dar n-am luat țeapă, că îl folosesc și acum, sunt mulțumit de el, pentru că e un telefon ok și n-am luat țeapă, dar puteam să iau 1000 de lei, ce făceam atunci, dacă găseam o cărămidă în loc de telefon. E risc. De aia trebuie să ai și noroc și să dai de persoană bunăvoitoare, nu să fie rău intenționat să-ți dea țeapă. Și cum au scris și alții, mă, trebuia să verifici dacă mai are alte chestii de vânzare, dacă are un rating. Da, și m-am uitat, să știți că am verificat și am văzut. Nu mai avea nimic la vânzare, nu avea niciun rating și posibil ca să fie și contul fals. Deci totul să fie contul fals. De ce? Pentru că, vezi, pe numele ăsta are tupeu să-mi scrie că nu e vina lui și părerea mea, mă, de ce să-și folosească el numele real? Părerea, acum pot să... doar după numărul de telefon ar mai putea fi ceva, dar... Sau fan curierul, ei care o ridicat, trebuie să aibă... adresa corectă când o ridicat colectul și când a dus banii, da? Că nu poți da așa oricui, da? O mers la o adresă. Și din păcate eu nu mai am acea hârtie, dar fan curierul are toate aceste date, nu? Păi acolo rămân în servere și a meu și a lui, dar și-o dezactivat contul, nu știu exact. Dar și asta e o posibilitate, că o folosit un nume fals. Nu știu exact, deci nu pot, nu am de unde să știu cine e în spatele acestei excrocherii. Chiar dacă banii îi recuperați până la urmă, păi nu mai știu cum aș putea să recuperez. Dar o să dureze chiar și o lună situația. Dar poate dacă blocau banii fan curierul, nu, că nu cunosc exact, că ce mai poate să facă? Bun, am nu știu, reghinul, poliția reghinul, cum am depus, nu știu dacă să sune acolo la ei și să vadă, nu știu, că i-am dat numărul și la acolo am, nu, poate o să sune ei. Nu știu care e situația, nu, chiar nu știu.
Și eu nu mai văd cum să recuperez banii. Și ce de la Check Bank, operatorul, a făcut sesizare în ziua aia? Eu atunci am oprit filmarea, când am văzut că pinii rupt, am oprit filmarea și am sunat la Check Bank să oprească transferul de bani. Dar transferul s-a făcut deja și au spus, mă, am putea face, dar pe 230 de lei, că 20 de lei nu a fost transportul, n-ai pe ce. Ei și-au făcut treaba pe 230 de lei și am spus, da, faceți, faceți. Au spus, 190 de zile ar putea dura sau 120, nu mai țin minte exact, deci luni de zile. Nu știu cum ar putea, nu știu, există vreun fond de despăgubiri, nu știu. Dar v-am spus, acum aștept de la poliție, nu știu, să mă sune sau să nu știu dacă mă mai sună sau să primesc în 30 de zile, luna asta, să primesc un răspuns și iau ciocanul și nenorocesc că placa de bază. Dar dacă vă trebuie la careva, haideți că vi-l vând. Da? Haideți că vi-l vând. Aveți o gaură atât de mult timp, era o pierdere și asta. Din punctul meu de vedere, va fi bine. Mult succes și atenție mare la țepe pe viitor. Da, vă mulțumesc și domnul Nicolae sau Nicolae, nu știu câți ani ai. Am să fiu, vă dai și până acum am fost. Deci nu există, deci și până acum am fost, dar pur și simplu așa trebuia să se întâmple. Salut! Prin OLX, rambursarea banilor către expeditor durează cam 2 zile. Ai posibilitatea, în urma unei plângeri la poliție, să prezinți dovada respectivă firmei de curierat că v-a blocat rambursarea banilor. Pe lângă asta, orice colet OLX are deschidere la livrare. Nu cred că a fost bifat. Nu cred că a fost bifat. Și vezi că fac curier și poșta. Poți deschide, eu nu știu dacă poți deschide prin poștă. Dacă trimitea prin poștă, spuneam la doamna aia, stai, dăm pachetul să-l deschid și după aia plătesc. Nu cred că îți dădea nimic. Ascultă ce spun eu, nu îți dădea nimic. Plătești și îți dădea pachetul. Și puteai să desfaci acolo, dar dacă după ce ai plătit, nu știu dacă se mai putea, nu face ceva. Că doar așa, că... No, dar pun pariu cu mulți dintre voi că și eu am mai trimis și am primit prin poștă. Nu l-am desfăcut acolo. Am venit acasă, am desfăcut acasă și... No, acum că eu înțeleg că trebuia să fac așa, trebuia să fac așa, trebuia să fac așa, dar... Sunt mai multe posibilități, dar asta a fost, v-am spus. Că este curierul lângă tine înainte de a plăti, m-am spus și cu curierii care treaba, poți cere deschiderea colectorului respectiv, verificarea produsului comandat. În cazul în care este produs nou, sigilat, original, nu poate fi deschis. Se poate interpreta și în modul următor, tu trebuie explicit de PIN și ia uite ce îmi scrie aici. Fapt ce poate fi interpretat că ca și când tu ai deja o placă de bază cu pin rupt, auzi? No. La poliție degeaba pui pe YouTube că nu rezolv nimic. Păi, eu cred că invers. Pe YouTube măcar o să-mi amintesc întotdeauna de țapa asta și când mai comand să fiu mult, mult, mult mai vigilent să îmi arate în direct tot, că asta nu înseamnă că nu o să mai cumpăr nimic de pe OLX. Nu, sunt oameni normali, care chiar sunt serioși și pot să cumpere de la ei și dacă e ceva, îți trimit banii înapoi și, na, cu care te poți înțelege. Sunt mulți, no, trimite, nu, ăsta trimite înapoi, îți trimit banii, că nu vor probleme, au mai multă marfă și se mai întâmplă. Da? Am spus și am comandat foarte multe chestii de-a cursul anilor de pe OLX. Am vândut și eu ce am mai avut pe aici, accesorii alea vechi, le-am vândut pe OLX de telefonie mobilă.
cabluri, nu știu ce, ce mi-au mai rămas. Și acum am, cred că ceva un router, ceva cabluri de date, ceva de alea USB, ăsta, adaptor, ceva de cu Molex și SATA. Ce mi-au rămas? Pe că n-ai ce ăsta, dar îl dai, dar scrii, îl descrii exact. Că așa e bine. Ca să atragi. Și așa vezi că e greu. Îți cam asumi când cumperi lucruri pe OLX la jumate de preț. Game is game. Ai perfectă dreptate. La urma urmei mi l-am asumat. Eu mi-am asumat acest risc. Dacă trimitea inconștient că ăla nici nu știa că e distrus pinul, că mă, de dacă nu mă bloca, deci, dar el știa, deci dacă nu mă bloca, mă putea minți măcar. Domnule, uite, l-am dus și eu la cineva și mi l-a dat așa înapoi. No, și eu n-am avut ce face cu el și mă putea minți frumos, ca să înțelegeți. Dar nu o știut el ce și de aia m-a blocat, a închis contul, nu mi-a trimis actele, deci el știa deja că pinii sunt doiți, au văzut că se vede cu ochiul liber că pinii sunt doiți. Dar și așa mă putea minți și nu mai făceam și atâtea demersuri. Asta el l-a primit, și el stricat, l-a ăsta și chiar dacă nu l-a stricat el sau ăsta nu l-a stricat, nu a mers la service cu el, ci el a vrut să schimbe procesorul că și-a zbătut în cap unii. Văd două, trei clipuri pe YouTube și gata, IT-ști, asamblatori. Mi-am asumat, gata. Eu cred că vă va debloca. Dar ce îi sigur e că dă poliția de el și sper să vă despăgubească și să fie totul ok, toate cele bune. Mulțumesc, Narcis. Când intri pe filierea poliției, întrerupe orice contact cu persoana. Păi da, s-am spus că nu mai am ce... Dacă m-a blocat, ce să... Și nici nu mai vreau să iau legătura cu el, că e gata. Ce să mai iau legătura cu el? Nu mai am ce lua. Cine știe cine-i? Poate nici nu-i numele lui real. Cine știe cine-i în spatele acestei filiere? Mai știu eu ce... poate cu chestii de așa se ocupă, îs mai mulți, îs... Nu știi cine-i în spatele. Eu doar am sesizat chestiile așa să aveți grijă, pentru că ați văzut, eu întotdeauna am făcut clipuri. Când am primit pe WhatsApp cu poșta română, v-am arătat, e făcut clip, da? Când că de la bancă ați văzut, v-am arătat că, uitați, sunt tot felul de chestii. Când mesaje, mai știu eu ce, pe OLX, că erau și chestii de alea, da, era de prins. Pardon, era de prins, că... OLX, că mi-au trimis banii și eu să trimit marfa și erau niște RAM de aia, mai știu eu ce, na. Aia era, se vedea cu, pe față că e excrocherie, dar aici nu m-am prins, măi, n-am crezut că e excrocherie aici, pur și simplu n-am crezut. La unele mă prind foarte repede, foarte repede, că orice scriam era un boot chat. Îmi dădea un răspuns, am plătit, trimite marfa. Mai scriam ceva, ok, nu știu ce, ăsta e contul, nu știu ce. Și chestii de astea. Deci la alea simple să te prinzi, dar la aici a fost un pic mai greu să te prinzi. Și m-am prins doar după ce am desfăcut carcasa, da, cutia și placa de bază și am deschis din folia antistatică. După care, și nici așa am văzut pinii îndoiți, stai așa să-l sun. Și după ce l-am sunat și după ce am văzut că nu a trimis niciun act, opa, atunci am fost 100% sigur că am fost excrocat. Că am fost excrocat. Doar atunci. Că v-am spus, dacă răspundea... Domnule, spuneam, uite, i-am trimis, ați văzut, am trimis două poze.
nici nu s-a uitat că se albăstrește normal când se uită la poze. Dar eram deja blocat. Și n-am mai avut cu cine vorbi. Deci el pur și simplu, asta i-a fost intenția, de-aia m-a întrebat cum primește banii, când primește banii și dacă am scos coletul. Lui atâta i-a trebuit. După care m-a blocat. Și asta nu e de bănuit. Acum voi, văd că nu-l acuzați bine unii dintre voi. Voi spuneți, poate bravo, bine că e tras la asta țapă, haterii mei, că no, cum urc în canalul meu de YouTube, am și hateri. În spatele unui display sau unui monitor vă puneți tot felul de nume. Da? Și nu sunteți voi real, că cine știe, poate vis-a-vis vecinul mă urăște și el îmi scrie mai știu eu ce, dar față în față poate e rușine să-mi spună. Mai sunt care îmi spun în față că sunt niște ciobani și mai sunt de aia beuți, drogați și mai sunt care spun în față și să iau de tine și fac chestiile alea. Și dacă le dai un pumn în gură, merg furt la poliție, că așa e, știți cum e. Na. Acum, și acum de ai avut 280 de lei pe placa de bază, cu siguranță ai cumpărat 9 cu 500 de lei cu garanție. Eu v-am spus că am vrut să fac un PC cât mai ieftin și cât mai nou. L-am explicat chestia asta și că a fost ieftină și că trebuia să-mi dau seama, nu a fost ieftină la 230 de lei. Deci nu a fost, el a cerut, ai văzut 280, după 250 și după la 230, v-am spus, ăsta tot o lăsat până oricum lăsa, tot mai mult lăsa, că oricum îl dă el, știa că e stricat și la 100 de lei îl dădea, numai să scape de el. Deci trebuie să înțelegeți că îl dădea și la 100 de lei, doar să scape de placa de bază, să mai scoată și el, că sigur l-a cumpărat, l-a nenorocit, eu aici îl cred că l-a cumpărat, doar că l-a stricat și oricum și el are pagubă. Deci pun pariu că are pagubă, că l-a stricat. Și s-a nervat și hai să mai scot din bani. Dar el tot a rămas cu o pagubă. Și acum iar trebuie să dea alți bani pe alți. Ăsta. Și sper că din banii mei să n-aibă noroc nici de placa aia pe care îl cumpără. Că oricum am văzut că e idiot și o să strice și placa aia de bază dacă mai cumpără unul. Da? Că o cumpăra, sigur că l-o ars, nu se pricepe, cine știe ce a fost acolo, care e situația, că n-ai de unde să știi. Și a rămas fără calculator și trebuie placă de bază și o să ia țapă. O să se strice, că Dumnezeu e sus, karma există și îi va exploda acolo PC-ul. Păi da. Nu e așa, măi, oameni buni, că există cineva acolo sus care se uită la faptele noastre. Omul ți-a povestit să mergi să-l testezi. Tu zici că era vrăjeală. Păi nu, păi să mă duc, dar el știa că-s din Reghin. Crezi că nu s-a uitat că-s din Reghin și de unde îs? Păi da, am ăsta s-a uitat, el a văzut că-s din Reghin. Dar el a scris chestia asta că ca să împrindă încrederea asta, deja știa, îi mergea capul așa ceva. Hai și testează-l. Și el, sau pot să trimit prin curier. Deci o scris și. Deci ambele variante o scris. Păi vezi că s-o gândit la ambele variante. Deci dacă aici, hai și testează-l. Dacă nu pot să-l trimit prin curier, crezi că dacă mă vedea că din Suceava sau de unde el, crezi că mai scrie acolo că hai și testează-l? Păi da. Tu ai zis că era vrăjală, da, dar din conversații nu reiese că i-ai zis de unde ești ca să-și o încerce. Cred că undeva, nu știu, nu i-am zis. Păi dacă am făcut comanda, el a văzut că de unde-s, când am făcut comanda. El a văzut că nu-s de acolo. El odată cu că ăsta, hai, încearcă sau poți să trimit prin curier.
Bine, asta pe mine nu mă, oricum nu mă încălzea. Na. Dar el a văzut că nu-s de acolo. Când faci comanda, vezi adresa, nu știu, numele, una alta, că dacă eram de acolo, din Moldova, din Suceava, poate, sau nici nu știu de unde, la urma urmei, nici nu știu de unde. Doar fan curierul știe unde i-o dus banii, de la cine o ridicat și cui o trimis banii. Doar fan curierul știe adevărul absolut. Și poliția trebuia să sune fan curierul: ai, domnule, există numele ăsta, numele meu și numele... Da, apare că au tot înregistrat, am plătit cu cardul. Deci apare totul înregistrat. Deci nu a fost plătit cu cash sau ceva, ca să nu rămână urme. Deci a fost plătit cu cardul. Totul e înregistrat undeva. Și stai așa, da, există. Cine e omul ăsta? Cine e persoana? Hai să-l verificăm. Păi, eu zic că fiind suma mică, ți-ai asumat dacă îți apă. E, da, i-am spus, da, recunosc. Trebuia să îl întreb de ce nu au dat retur în momentul ce a luat de 3 zile. Păi uite că nu mi-a venit în cap chestia asta și plus că m-am gândit că pur și simplu vrea să-l vânde. V-am explicat că sunt persoane și am dat și eu și nu preferă să, sau nu știu cum să dea un retur. Sau n-au timp, sau și cumpără ceva și zice, mai că ți-l dau la jumătate de preț să scap de el, că n-am ce face și mi-e trebuie. Sau oricum nu dau mai mult, tu l-o scos din magazin, e garanția pe el, ce să-i dau mai mult? De ce să-i dau eu mai mult pe un produs care nu-i pe numele meu, nu am eu garanția? Și sunt multe cazuri de aștia. Păi, na, mulți vin și la mine sau așa, mă, nu trebuie, uite, ți-l dau la jumătate de preț, uite cât e prețul. Și mă uit și eu la preț, dar ai dreptate. Și atunci îl cumpăr, că îmi convine. Dar văd că e bun, nu iau defect, că atunci nu valorează nimic, zero bani. E înșelăciune asta deja. Trebuia să, așa, cine cumpără ceva găsit ca să revândă pe OLX cu preț aproape la jumate? Multă lume, exact ce ți-am răspuns, multă lume. Și eu am vândut foarte multe chestii aproape la jumate din preț din care am cumpărat. Pentru că nu n-am mai avut ce face, am vândut laptopuri la prețuri derizorii. Laptopul 2018, 2019, 2020, primeam de la frații mei din străinătate, mi-aduceau laptopuri, mie nu-mi trebuiau, le băgam un Windows, una alta, le făceam și le dădeam la bani, în magazin era 2000 de lei și eu le vindeam la 600 de lei. Și așa era greu să-l vând. Și eu trebuie să duc eu laptopul și să-l vadă și să ăsta și doar așa. Și de multe ori când nu ai bani, îl vinzi. Știți bine că îl vinzi numai să ai ceva bani ca să-ți poți rezolva problemele. Sunt cine? Sunt o grămadă de oameni, chiar și tu. Îți cumperi ceva și îl vinzi la jumate de preț ca să scapi de el, din lipsă de bani, din... mai știu eu ce, câți nu vin de ăștia la mine, nu-ți trebuie SSD-uri, nu-ți trebuie, nu cumperi laptopuri. Și cât credeți că le-aș oferi pe el? Cât e în magazin sau jumate? Nici jumate de preț nu le dau, mă. Păi da, cu cât? Păi dacă vrea cineva, își cumpără din magazin, din ce să cumpăr eu la aceeași preț? Păi nu e ok. E o chestie logică ce spun eu. În ziua de azi orice se dă retur extrem de ușor. Păi nu prea e așa ușor, pentru că uite-te pe EMAG, am avut și eu cu ăsta cu microundele, când mi l-a dus fan curierul spațiu acolo, s-a văzut că curierul a fost de vină și curierii, că ăsta cutia era ruptă, era spartă, am făcut filmare, i-am trimis filmări, poze și pur și simplu nu l-am desfăcut pe loc. După ce l-am adus acasă, l-am desfăcut, am văzut că tot e rupt microundele.
praf și pulbere. Și am sunat curierul, zice, asta e, ce să fac? Trimite înapoi la EMAG. Dar EMAG-ul, cum cât de cât e o firmă mai serioasă, bineînțeles, am intrat pe chatbot-ul ăla, cum se face un retur, întrebări, chestii de alea, eu am avut răbdare. Și după aia mi-a dat un operator, nu doar chatbot-ul ăla. Și am scris cu ei și mi-au scris ce să fac. Ei au trimis curierul și mi-au trimis alt produs, tot ăsta, dar corect. Dar a doua oră am mers și am desfăcut. Bine, curierii sunt nervoși, ia spuneți-mi voi în comentarii, dacă nu, îs foarte grăbiți curierii, îs foarte nervoși când le cer să deschizi pachetul și așa mai departe. Unii, da, spuneți că da, trimite înapoi, da, de multe ori ai nevoie de așa, acel produs. Și îți asumi anumit risc. Pentru că totul e un risc în ziua de azi. Și când ieși pe stradă, e un risc. Că nu știi ce te lovește. Da? Orice e un risc. Viața asta e un risc. Da? Deci, sunt atâtea cazuri și cazuri și tot spuneți, dar vedeți că o puteți păți. Am făcut clipuri eu personal, cum să aveți grijă, ce să faceți. Ați scris și voi, că și așa și așa. Și am luat-o eu. Dar eu am urcat pe canalul meu de YouTube pentru abonații mei, pentru urmăritorii mei, să vadă situația asta. Să vadă că ce am pățit eu, pentru că nu mi-e rușine, suma este bine, băi, că n-ai 250 de lei, n-ai de o pită, n-ai de un pachet de țigări, n-ai să-ți cumperi mâncare, să știți că 250 de lei sunt bani. Trăiești o săptămână, ți-ai mâncare o săptămână. Poți să plătești o factură, un internet. Păi da, îți bani. Doar că acum asta e. Mi-am asumat. Cum ați scris și voi. Așa este. Doar că nu m-am așteptat pur și simplu, chiar așa pe față, să iau țapă. Da. Că v-am spus, atâtea și atâtea erau că bă, eu nu-s de la bătut în cap ca să nu înțeleg unele situații. Poate mi-a explicat, domnule, să-mi răspundă. Bă, îmi răspundea, vorbeam și mă mințea, bă, uite, l-am dus, am făcut, găsea. Dar nu, el deja știa, nu mai vrut să dea niciun răspuns, nu mai a vrut să îi aud glasul, deci nimic, nimic, nimic. Deci trebuie să înțelegeți că n-am putut vorbi. N-am putut vorbi cu nimeni, el a știut. Ce și cum, și cum o luat și el, dacă l-o cumpărat, dacă nu l-o cumpărat, dacă, nu știu, o l-o găsit, nu știu, chiar nu înțeleg, deci atâtea, na. Ei, bă, două ore, o trei, nu aveți la ce să vă uitați. Așa, și ce mai scrie aici? E clar că a încercat să monteze procesorul și a stricat placa. Exact că e clar. Cât de idiot să dea țeapă și să își dea adresa la curier. Păi, vedeți că și-o dat. Acum, dacă poliția chiar vrea, poate să mă cheme și să-i arăt. Ca în filmare când am desfăcut, acum ei pot să spună că mă l-ai stricat la ăsta, nu știu ce. Bun, dar acolo sunt oameni competenți care își dau seama dacă mint sau nu mint. Da? Că eu înțeleg că nu trebuie să mă creadă pe mine poliția sau nu știu ce, că pot să mint și eu, cum minte și el, da? Dar eu spun fapte reale și ce cum sunt întâmplat. Să duc, să arăt, uitați că m-a blocat, uitați că n-am mai putut lua legătura, am făcut sesizări, credeți că așa de prost făceam atâtea sesizări peste tot, e-mail-uri și sesizări și telefoane? Credeți că așa, dacă eu stricam, mergeam, cum să fac mă așa ceva? Chiar nu înțelegeți. No. Bun, cam atât. Nu mai are ce să mai spun, ce să mai ăsta, că nu mai are ce. Dar v-am spus, sunt atâtea posibilități, tot e un risc. Dar dacă nu dai de o persoană de bună credință, atunci ai cam pus-o. Ai cam pus dacă nu dai de o persoană de bună credință și dai de unul care chiar te excrochează. Că el ce-a făcut, el știind,
văzând că a îndoit pinii și a vândut mai departe că a stricat un produs care el a scris că nu are nicio treabă, doar că și că nu a fost conectat nicio componentă pe el, el așa l-a vândut, de bun. Că dacă scria, domnule, are un pin, doi pin, credeți că mai cumpăram? Dacă scria așa în ăsta. Păi deja îmi dădeam seama, mă, stai că ceva nu e în regulă, nici nu mai cumpăram. Dar n-a spus, o spus că nu e nimic, n-are nimic. Și nu se văd pinii că sunt doiți? Păi se văd cu ochiul liber, ce să mai... Și se văd mult mai bine decât pe telefon, credeți-mă. Se vede mult mai bine. Și degeaba spuneți unii că, mă, stai să vedem. Păi da, poți să faci la... Stai să văd o poză. Unde e o poză mai bună? Poți să faci... Stai, nici asta nu se vede. Nu, măi, aveam o poză unde l-am mărit. Ăsta, cred că, ia. Deci aici e rupt. Ăsta, aici e rupt. Aici jos e îndoit, dar aici sus e rupt. Gata. Vii aici în dreapta, aici e rupt. Lamela. Nu tot îmi spuneți să ia un pic sau ia un creion sau ia ac sau ia... Că dacă e rupt, ce să mai faci? Poate îl măream cu macro ăsta și poate îl făceam, dar e rupt, uitați-vă că nu mai e pinul acolo. Nu mai e pinul, pur și simplu, e rupt. O rupt pentru că are 4 nanometri e fir de păr acolo. Deci sunt foarte sensibile. Uitați-vă jos, că e rupt. Sunt îndoiți, rupți. Ce, uitați-vă jos. Uitați-vă, dar e rupt, nu mai e ce să faci. E rupt. Ăsta nu mai ai cum să... faci aici, iarăși, dacă îl mărești, nu se vede așa, dacă ăsta se vede sus, pe acolo, sus, se vede că și acolo e îndoit. L-a forțat, chiar n-a văzut că socketul ăsta e total diferit de AM4, total e diferit, nu, nici nu ți intra, se vede că l-a forțat, cred că a pus și culorul pe el, atât e bătut în capă zonii și mare aitești. Și pe de-aia unii mă înjură pe aici, dar vă dau blocaj la toți, dar bineînțeles. Păi da, uitați-vă la clip, îmi scrieți să dau reset la BIOS, când eu am dat reset la BIOS. Îmi scrieți că nu știu ce, dar voi nu vă uitați la clip, doar așa îmi scrieți. Deci pur și simplu doar lăsați coment, că vă place să lăsați coment. Dar nu vă uitați la clip și așa eu n-am ce... Nu toți, unii dintre voi care văd, care se prind, care văd, da. E altă treabă. Da. Dar în rest, unii dintre voi, dar m-am blocat pe vreo doi. Uite, resetează BIOS-ul. Păi n-ai văzut că am resetat. Să faci update de BIOS. Nu e necesar. Scoate bateria și fă un scurt. Păi bateria a fost schimbată, nu trebuia făcut scurt, că nu s-a blocat BIOS-ul. Nu era blocat BIOS-ul, de ce să-i fac? Doar dacă s-a blocat BIOS-ul, trebuie făcut scurt. Dar e bine că știi chestia asta. Tu ești vinovat. Dă imediat vina pe alții. De ce nu l-ai verificat înainte să-ți bagi mâinile? Dar nu știu la ce te referi. Ești bun pe setări și că nu știu ce. Bun, ți-am citit, vedeți, unii pur și simplu. Bine, da, două ore, bă. Acum aveți la ce să vă uitați iarăși. Bine, cam atât și ne auzim la alte clipuri. Să văd să caut o placă de bază, să mă bag să caut o placă de bază și poate găsesc o placă de bază. Dacă vedeți și voi ceva, să mă anunțați la un preț bun. Deci este pe EMAG 350 de lei, tot așa ceva ca ăsta, dar MSI Pro ME, parcă, dar nu știu dacă are Q-Flash, deci ăla e cel mai ieftin ce am găsit eu. Să spuneți dacă ar fi compatibil cu procesorul ăsta 8600G, da, Ryzen 5,
Oricum procesorul va fi lăsat la urmă și cine știe, numai prin iarnă o să am să dau 10 milioane, prin toamnă, poate de Black Friday, dar așa, rând pe rând, am să cumpăr memory RAM, că vezi că, no, și să scot cât mai ieftin, că asta urmăresc eu, că așa pot să iau, pag, ia ăla, ia ăla, ia ăla și noapte bună. Și să vedeți ce vreau să fac din calculatorul meu și cu astea, că unele componente rămân în carcasa asta și în sursa asta, că sunt bune. Deci mie nu-mi trebuie altă carcasă, mie nu-mi trebuie altă sursă. Deci aici deja câștig vreo 500 de lei. Da? Și eu vreau să scot build-ul cât mai ieftin. Să fie tehnologie nouă și pentru mine ce-mi trebuie. Da? Bine, cam atât și să uitați la clipul de la început până la sfârșit, la reclame. Pentru că am văzut, dacă nu e scandal, pac, deja nu mai am vizualizări. Doar dacă, bine, nu scandal, chestia asta, no, de cancan, sau cum să spun, dar care e reală. Să vă uitați la clipuri, să vă uitați la reclame, să lăsați să meargă reclamele, să dați un like, puteți lăsa un coment, dar nu aiurea. Că eu știu că unii dintre voi sunteți așa, dar lăsați un coment normal, cum se lasă, nu chestia voastră, hater de aia, care nu mă suportă. Dați-vă numele real, dacă sunteți de pe aici din zonă, dați-vă numele real. Nu vă ascundeți după conturi false și așa mai departe. Dați-vă numerele astea, real să știu dacă suntem pe drum, măcar să nu te salut, să te evit, să trec drumul. Da? Să trec drumul. Dacă văd că tu ai ceva cu mine, e supărat pe mine și s-a făcut eu ceva. Mai sunt și chestii de așa, că în ultimul timp nu prea am mai lucrat și poate i-am refuzat, că nu mai vreau să lucrez pentru orice persoană care îmi cere, după reinstalarea sistemului de operare, îmi cer codurile de la Facebook, parolele de la Facebook, de la Microsoft și chestii de alea. Eu nu mai vreau să lucrez la asemenea persoane în ziua de azi, că eu nu mai am nervii ăia ca să stau să când aud, dar am avut Facebook și bun, dați-mi ID și parola să conectez, dar nu le am. Păi și am spus, și eu de unde să vi le dau? A, păi, dar așa au fost acolo pe internet și mie îmi trebuie să folosesc. No. La oamenii ăștia eu nu mai lucrez. Pentru că nu se mai poate cu unii. Pur și simplu nu se mai poate cu unii. Și să învăț eu să opereze pe calculator. No. Și de aia cam asta e. Și ne auzim atunci la alte clipuri video. Vă salut!